Domnul președinte, încă o dată competiția supremă de la Dolce Vita, să-i spunem așa, a ajuns la final. Același deznodământ, dacă vreți, Dream Team este campioană pentru a patrulea an consecutiv. Cum a fost competiția sezonul acesta? Da, chiar dacă Dream Team este campionă, pot spune că nivelul fotbalistic e în creștere. Iată și astăzi, în ultima etapă, am avut derby pentru locul 2, locul 3, locul 4, locuri care asigură posibilitatea de a participa la regional și la Cupa României. A 13-a ediție, să zicem așa, un număr propice pentru noi, că am avut același 10 echipe la start, sezon foarte lung, din septembrie până astăzi, chiar astăzi este ultima zi, mâine trebuie să dăm numele echipelor care participă la regional. Dream Team din nou campioană, se vede experiența pe care au acumulat-o în competițiile de nivel național și, zic eu, meritat acest titlu. Și de ce nu? Cred că trebuie lăudată și performanța celorlalte două echipe. Anul acesta, echipa de pe locul 2, Minpres Rovinaș, și echipa de pe locul 3, Pepi Dolce Vita, ne vor reprezenta la nivel regional, la campionatul de la Sibiu, care va fi săptămâna viitoare, și sperăm noi să vină cu cât mai multe puncte pentru mini-fotbalul gorjean. Cât de greu le este acestor două formații să calce pe urmele Dream Team? Așa este, Dream Team are o performanță care cu siguranță va apăsa pe umerii jucătorilor noștri, dar cred că va crea și o ambiție pentru aceste două echipe să demonstreze că și nivelul fotbalului pe care ele le joacă este același și sper eu și cred că vor obține puncte și undeva în clasamentul național ne vom mai ridica câteva poziții. Liga 1 Dolce Vita rămâne în același format și la anul? Cu siguranță va exista Liga 1 Dolce Vita. Nu știu care va fi numărul de echipe. Iată că acest sistem de joc cu fază de play-off, play-out este interesant și ține echipele în primul rând active pentru competițiile naționale și de asemenea competiția disputată până în ultimele etape. Vom adapta același sistem de joc. În schimb, vom încerca să reducem un pic numărul de etape. Ne întindem foarte mult. Mai avem un pic și depășim Liga 1 de fotbal.